frica vă macină și vă distruge proiectele politice finanțate de matușca unora dintre voi, Rusia. Frica v-a determinat nici să nu votați barem includerea în ordinea de zi a ședinței de plen, inițiativa mea legislativă de a marca la 27 martie Ziua Națională a Unirii Basarabiei cu România. Ați declinat un proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor deputați, care venea doar să facă o dreptate istorică pentru românii din Republica Moldova. Un lucru este cert, chiar dacă vă este frică, chiar dacă faceți slujbi pentru bani în fața altui stăpân, dumneavoastră, oricum, sunteți români. Pur și simplu, veți avea nevoie de mai mult timp decât liceienii de astăzi ca să vă cunoașteți rădăcini.